Salut, eu sunt The Link și bine v-am regăsit la un nou clip de The Crew alături de Gizek. Salut! Și astăzi facem ultimele misiuni, este posibil ca exact în acest episod să terminăm jocul, pentru că știu că mai am acolo vreo 2-3, nu știu exact, vedem cât timp avem. Dar cât de curând o să-l terminăm. Vai, nu pot să cred că o să jucăm cu mașina mea veche. Eu am Golf 6. Da? De? Deci eu am Nissan-ul ăla, gen 370Z, dar... Da, street. Super nașpa. Hai că e bun, trebuie să-l doborâm pe ăsta. Super easy. Știu misiunea, am încercat eu să fac o dată off-camera și nu mi-a ieșit din prima și știu că a trebuit să plec, nu mai știu. Că am încercat toată pe rap. Dacă vezi cât de aproape am fost, am trecut gen la milimetru de el. Da, am văzut. Dar nu știam exact că el facea stânga și bănuiam că merge înainte. Dar l-am băgat în... Wow. Eu nici nu pot să mă țin pe el. N-am mașina așa performantă. Tu ai level 900, eu am 400. Bun așa. Hai, că vine acum și dau. Doar să-l prind, știu cum intru în el. Era să intru în credere din cauza lui, dar ce se duce? Bă, dar se duce bine. Are mașină bună, dar ala joc acum, stai să vezi să am... A făcut stânga acolo, dreapta acolo. Stânga, bă, ai carnet și... Sunt aici. Bam! Nu pot să cred că face dreapta pe aici. Stai că și-a bă, dar face niște gen... Face așa brus și nu te aștept. Ia uite-l, frate, pe unde se duce. Deci nu pot să cred. Nu o facem din prima, știi, nu? N-avem cum. N-ai de, n-ai trebuie de să înveți traseul. Mai avem 2 minute, po. Ia uite-l! Păi, nici nu cred! Cum de brusc face. Gata. Măcar să-l ating și eu, să nu zic că n-am făcut nimic, știi? Lol, asta e din San Andreas, strada asta. Da, da, o știu, știu. Chestia aia de te ducea în sus, știi? Da, aia și asta. Și asta în pan. Vezi că face stânga. Asta o ține gen 130 în curbe. Nu pot. N-ai cum să ai 130 în curbe, gine, nu? E programat prost. Eu asta urăsc la jocurile care... Locul ăsta. Da, e din San Andreas. San Andreas. Hai că ne lovim între noi, naiba. Hai că-l prind. Și aici o luai în sus, țin minte. Am zis că iau off-road că fac treabă, dar am uitat că asta de street. Prostul s-a tamponat. Dai. Oh my god, eu am gata. Gata. L-am nice. Făcut knockout. Ce mașină are el? Bun. Aia lui Vin Diesel. Deci am făcut o misiune, mai avem câteva, nu știu, încercăm să terminăm chiar acum. Am luat silver, tu? Bronz. plus 26, e bine, rău. Ia cât îmi dă mie, minus 9. Ok, dă-i și tu ceva. Ne-am continuă. Vai, ce frumoase sunt jențile alea de la Golf 6 ăla pe care l-aveai tu. Dă-i skip. Da, toată lumea stia de noi că dăm skip, știi, nu? Dar da. Tu mi-ai zis deja toată povestea, zicea că știu ce se întâmplă. Adică l-am bugat. Da, eu nu știu. Așa că acum o stare pe mine, băieții. Păi, de ce ai zis de a skip, mă? Ok, hai că-ți dau acum play crew co-op. Ok, tot în Los Angeles cred că suntem. Circuit taică. Da, luăm mașina de circuit aici. Mașina noastră frumoasă. Ba nu, e... Aba da, de circuit. Ok, deci recomandat level 700. Eu am level 734 la mașina asta. Deci, categoric... Trece o salvare, îmi pare rău. Nu e problemă. Sau ambulanță. Mă, și am aici tricou cu The Link de ambele. Și zic și ambulanță și salvare. Cum prind? What the... Ce? Mamă, ce BMW Z4 era. Vai, vezi cât de frumos. Toate mașinile de circuit sunt... What the fuck? Ce? Trebuie să vezi chestia aia pe urmarea mea. Toate sunt faine. Toate mașinile astea. Ok. Eu mă uitam să văd ce level la ăștia, știi? Și l-am văzut unul cu 1200 și am crezut că e altcineva. De fapt, erai tu. Dar nu vezi că m-am dus? Și am crezut naiba că e altcineva. Mamă, ce mașini au ăștia. O să suntem în curse de alea.
Da, de aia, știi cum am făcut cu buții aia, am jucat o oră jumate, nu? Sau cât am jucat? O oră, o oră, o oră și 10. Da, bine, cursa era de o oră jumate, dar numai că noi am fost atât de buni încât ne-am antrenat înainte, nu? Vă dați seama că eu nu am cum să-l pe Gizek, să n-apare comentarii de la că, de alea că... Oh my Da, te god. aștept, te aștept. Am luat-o pe arătură. Frate, cum, nu țineam full lung? Oh god, mi-a pus jocul în bară. Ah, connectivity issue. Da, pe cât îmi respawna mașina? Știam că era pe F. Da, ți-a pus F. Hai să vedem. Sau R? Cred că R. Nu, R. R? Da, R. Nu știu, dar m-a respawnat R, R, într-un R. final. Mă, nu știu, m-a respawnat. M-a F în respawnat. GTA și R e în de grâu. Da, nu știu, până la urmă sunt pe șosea, de ce bine. Lăsați băieți că iau imediat pe ăștia, nu-i problemă, nu vă faceți griji. Wow. Eu m-am dus să-mi trag palme ce m-am dus. Mamă, ce accident a făcut unul. Aaaa, și am intrat în el. Da, și am făcut cel mai accident mai mare ca el. Dar râ, frate, râ. Oricum, e bine că m-a respawnat înaintea lui. Deci ok. Dar eu, ăla s-a dus tare rău ăla din față. Ar trebui mai să-l tare pot... ca mine? Nu, nu am zis asta. M-am intrat ceva în ochi, pe bune. Nu cred că mă jură alea din spate, că am pus frână fix în spatele lui. În spatele lui sau în fața lui? În fața lui. Frate, mi-a intrat... Deci pe bune că... Nu știu, o scamă sigur mi-a intrat ceva. Ăla era 700 de metri în spate, spatele meu. Adică se ține ceva de mine, dar nu la fel de bine. Bun, duc eu. Ia uite elicopterul. Elicopterul? E un elicopter aici. Nu l-am văzut. Nu, hai să vezi imediat, e deasupra unui pod. Ok. Deci vedem elicoptere în episodul ăsta. N-am mai văzut în viața voastră, nu-i așa? În premiera, acum. Deci dacă n-ajungi, trec eu. Ce să fac? Dacă n-ajungi, trec. Cum să n-ajung? Unde să ajung? La finish, gen să fii tu pe locul 2. Să fii în nu, că n-ajung. Adică o să ajung deci la trec. Finish. Da. Nu pe locul 2. Hai, okay. Yes. Vai, deci așa ceva nici aia în Fast and Furious nu făceau. Să se pună și pe șosea. Dacă e, pot să le fac scenariu. Aștept mail, băieți. Sunt nasale curbele astea cu mașinile de drift. Ai văzut că nu sunt prea... Adică gen... Ai în curbă 150 la oră și nu ar normal că-ți fuge de toate părțile mașina. Nu, la mine nu. Da, te rog. La mine înainte să spui asta, spune, înainte să mai spui asta vreodată, la mine nu, pentru că am level mult mai mare. A, nu, 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 e vorba de mașină. Am un Dodge Viper care are level mai mare ca asta. Da, știi, mașina asta a costat 25.000 de dolari dacă ai uitat. În comparație cu a ta, știu. Care a costat sute de mii de dolari. Mă rog, de dolari, de bani, nu vreau nici ce-o fi. Dolari, că nu. Nu, au un B acolo, dacă vezi. Da, da, dar hai să pun dracu să numește. Spunem dolari, că na. Da. Că doar suntem în America, aici, gen, pana mea, dolari. Doar nu spunem lei. Bine, deși i-am dat. Dar vezi că gen cursa asta e destul de mare. Nu mă așteptam. Da, e mare. 11 din 15 checkpoint-uri. Hop. Uhu. Uite plaja aici, Constanța. Să știi că eu n-am văzut încă niciun elicopter. A, nu. Sau poate n-am văzut. Eu gen a fost, dar n-am luat în seamă. Poate că după ce am trecut eu o fi dispărut, da, bă, nu. No, nu fă asta. Ok, bun. Mamă, bă, deci urăsc curbele astea. Să fiu prost. 140 pe autostradă. Uite cum face. 360. Pe autostradă înseamnă că acolo da. Am timp să iau pe ăștia. Hai că da, să dam. Da, e o autostradă de 200 de metri. A, 200 de metri ce ai făcut? Ai ceva linie dreaptă, adică poți să-i tragi tare. L-am luat deja pe unul. Up.
Ei. Care erau șansele? Cu 5. Șeful, ce-ai făcut? Păi am intrat într-un copac. Hai. Nasol, băiete. Băiete. Păi știi care e faza? Automat dacă în curs e un oponent cu mașină mai bună, boții sunt băgați la high. Gen să aibă, poți să, să aibă 200 și în curbe și în tot. Hai că eu trec finish line-ul, că... Du-te. Nu? Ba da, ba da. Mai stau o leacă până când... Du-te, mă, nu-i problemă, că eu iau pe ăștia. Deja sunt pe locul 3, ți-am zis că iau că mergem pe autostradă sau... Mă sper să ajungi. Jung, șerifule. Ia auzi acolo. RATP-ul. 20 secunde nu cred. N-am cum să nu 20 secunde, mai am nu două. Contează, dacă am trecut eu, dacă am trecut eu. Se oricum pune sunt pe locul 3, gen. L-am băgat pe ăla în față. Noroc de mine. Păi nu că știi că dacă gen nu ești cu mine în echipă, boții nu sunt așa de buni. I know. Pe mine, că am jucat single player și luam numai gol. Platina, platina. Măcar ți s-a pus că ai făcut-o gen. Da. Ok, băieți, hai să vedem acum câți bani avem, pentru că eu sunt pentru o mașină nouă. Ia să vedem, vreau să mă uit acum. Sau nu, cred că o să-mi iau o motocicletă. Mhm, sigur o să fac asta. Gădeți, nu motocicletă, dar vreau să-mi blochez scaunul, că eu mă las foarte mult pe spate și nu e ok. Lăsăm aici filmul? Nu, no. Ah, dai skip. Right now. Stai un pic. Ia să vedem câți bani avem. Deci avem 200.000 de dolari aproape. Hai că ne ajunge pe o motocicletă. Vreau să merg să o iau chiar acum. Terminăm episodul acum sau? Eu vreau să-mi iau motocicleta să fac o cursă cu ea. Adică nu știu, măcar o iau. Nu știu. Unde era chestia? Unde era chestia cu motocicleta? Nu mai știu pe bune. Deci l-am văzut recent. Aici nu. Uite aici. Da. Merg acum. Enter. Nu știu unde e ăla de mult. L-am văzut. Acum am intrat să vedem ce motocicletă și ne plimbăm așa. Sunt curios dacă tu mi-o vezi. Gen... Ți-ai cumpărat-o sau... Nu, acum. Ia să-mi duci oameni. M-am dus și eu să văd o mașină. Vem pe eu asta. Sunt în Miami. E foarte scumpă. Ok, asta... Da, uite, asta e de street, de dirt, de raid. Trebuie să avem vedere să luăm cât mai multe categorii la motocicletă. Ce fain asta, Mazda RX-7. Asta e prea scumpă. Da, deci cred că o să iau pe aia care era pentru 3 categorii și era destul de ieftină. Adică era... cât... 67.000 de dolari. Ok, o luăm pe asta. A bai, da. Ok. Cred că o să-mi cumpăr o mașină nouă. Am luat-o, mai avem și am văzut un Mazda RX-7 și... foarte fain. Ok, hai să vedem cum arată motocicleta. Gen, GZ nu cred că poate să-mi o vadă, pentru că el nu are... Adică pot să o văd, stai și da. Da? Wow, ce ciudat arată caracterul pe motocicletă. Zici că e ăla din Watch Dogs. Wow, bă, controlul e super diferit. Super, gen, e foarte real. Ne-am luat motocicletă, băieți. Wow, cum e chestia asta? Ce? Băi, eu încerc să mă duc pe ea, dar nu știu dacă... Maserat. Ce n-ai baie, mă, asta? Băi, ia vină în față aici, dă teleport. Nu pot, că stai sunt... Stai să cum intru. Ah, trebuie să mă teleportez, că n-am cum. Eu testez o mașină. Serios? Yep. Stai, deci unde vreau să mă duc? Aici, ok. Fast travel, ia să vedem. Mi-am luat-o, cred că mi-au măsărat, nu știu, ori... Nu știu dacă băi, dar am dat în față, lol, ce bug, nu mă bag aici. Aaa, nu vrea să mă bagi acolo. Am prins care e faza. Ia. Mă bagă pe stradă, cred. Da, lol, aia e zona interzisă. Ok, băieți, cred că aici ne-au prins noi cu acest clip. Sper că v-a plăcut. Și ne revedem, nu știu exact când, dar cât de curând. Ciao. Pa, pa.